Salutare, dragi români! Astăzi continuăm seria de deșteptări inedite cu o întrebare cât se poate de legitimă. Cât durează până când o idee poate deveni literă de lege și care sunt pașii pentru a ne asigura că un proiect legislativ ajunge să fie publicat în Monitorul Oficial? Totul pornește de la un banal gând. Un beculeț aprins la timp în mintea oricărui cetățean poate fi transformat într-o lege pe care, la final, va trebui să o respectăm cu toții. Practic, oricine poate avea o astfel de inițiativă. De la cetățeni, la membrii simpli ai guvernului, la deputați și senatori, până la președintele țării. În cazul cetățenilor, când ideea are deja o formă acceptabilă din punct de vedere legislativ, mai avem de făcut câțiva pași pentru ca propunerea să fie luată în seamă de Parlament. O condiție este să adunăm cel puțin 100.000 de semnături strânse din minim 14 județe plus Bucureștiul. Și mai e o condiție, ca din fiecare județ să adunăm cel puțin 5.000 de semnături. Pare floare la ureche, mai ales în cazul în care ideea este bună. Important de reținut este faptul că un simplu cetățean nu poate avea inițiativă legislativă pe probleme fiscale cu caracter internațional sau cu privire la amnistii ori grațieri. Mai departe, treptat dar sigur, procesul legislativ se complică. După ce semnăturile sunt verificate, proiectul este depus în Parlament, fie în Camera Deputaților, fie în cea a Senatului, în funcție de domeniul la care face referire propunerea respectivă. Textul este luat la puricate de biroul permanent, primește un număr de ordine, este prezentat în plen și sunt stabilite comisiile de specialitate responsabile pentru avizare. După ce comisiile discută și avizează propunerea legislativă, vine și momentul votului. Întâi, proiectul este dezbătut, apoi este votat pe articole, pentru ca la sfârșit să vină și votul final, cel mult așteptat de toți. După ce Camera Preliminară aprobă noul text al legii, procesul este reluat de Camera Decizională, care, după cum spuneam, poate fi ori Camera Deputaților, ori Senatul. Când legea a trecut prin ambele camere ale Parlamentului, ea ajunge la promulgare pe biroul președintelui României, care are termen de cel mult 20 de zile să își dea avizul pozitiv sau negativ. În cazul cel mai fericit, în care legea trece și de președinte, aceasta ajunge în Monitorul Oficial. O lege intră în vigoare la 3 zile de la publicare sau la o dată ulterioară prevăzută de lege. Pare simplu, însă nu e. Asta pentru că drumul descris mai sus este cel ideal, în care legea trece ca prin brânză prin Parlament. În realitate, o lege poate să zacă în sertarele camerelor ani întregi. De cele mai multe ori, ea este retrimisă la comisii, e plimbată prin Parlament sau e trimisă spre reexaminare de către președintele României. Aici mai este un aspect important de dezbătut. Pentru că legile sunt de mai multe feluri, organice, constituționale și ordinare, de multe ori există o confuzie între cele două camere ale Parlamentului atunci când vine vorba de dezbătut anumite propuneri. Despre ce fel de propuneri legislative poate iniția fiecare cameră și care este diferența dintre cele trei tipuri de legi, vom discuta însă într-o emisiune viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!